Haideți acum să vedem cum se circulă spre munte și spre mare. Prin telefonul avem pe Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Bună ziua! Cum se circulă în acest moment către mare? Bună ziua! Către litoral, traficul rutier se desfășoară în condiții normale în acest moment. Precizăm însă că pe autostrada 4 Vidoa Gigea, pe sensul de mers către Constanța, în zona kilometrului 2, traficul rutier se desfășoară doar pe prima bandă, a doua bandă fiind restricționată, pentru a permite efectuarea unor lucrări de înlocuire a parapeților median avariați. Ne așteptăm însă ca în orele următoare traficul rutier să se intensifice pe sensul de mers către Constanța, motiv pentru care le recomandăm șoferilor să ruleze cu mare atenție. La această oră traficul desfășoară în condiții normale, inclusiv în zonele afectate de lucrări. În ceea ce privește fluența traficului rutier pe drumul național 1 pe Valea Prahovei, precizăm că la această oră traficul rutier este intens în zona localității Comarnic, iar pe raza stațiunii Bușteni traficul se desfășoară în coloană pe sensul de urcare către Brașov, iar pe sensul de coborâre se circulă în condiții normale. Ne așteptăm de asemenea ca și pe această arteră rutieră traficul rutier să se intensifice în orele următoare, motiv pentru care le recomandăm șoferilor să ruleze cu mare atenție. Și astăzi, mai multe echipaje de poliție vor fi prezente pentru a fluidiza traficul, dar și pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere. Domnule Bocai, puteți să ne spuneți care sunt rutele pe care ar trebui să le ocolim? În acest moment nu cred că se impune să facem asemenea recomandări. În ceea ce privește fluența traficului pe drumul național 1A, variantă ocolitare a drumului național 1, traficul rutier se desfășoară de asemenea în condiții foarte bune. Discutăm de ruta Brașov, Ploiești, Cheia Săcele. Iar dacă ne gândim la ruta alternativă, autostrăzia 2, București-Constanța, respectiv drumul național 3, București-Fundulea-Slobozia, și pe aici, în acest moment, traficul rutier se desfășoară în condiții foarte bune. Totuși, recomandăm celor care se deplasează către litoral să folosească în continuare autostrada 2 București-Constanța, iar cei care merg dinspre capitală către Brașov să folosească autostrada 3 București-Ploiești, de unde reintră pe drumul național 1 dinspre Ploiești către Brașov. Vă mulțumim frumos!